Petrolul Ploiești va debuta la Cluj în Cupa Ligii, programul noii competiții interne organizate de Liga Profesionistă de Fotbal și la care participă cele 18 echipe din primul eșalon fotbalistic, a fost stabilit astăzi. Oficialii au decis ca mai întâi să se dispute un tur preliminar pe 16 iulie, astfel încât să se poată face împerecherea formațiilor pentru faza optimilor de finală. Grație clasării bune din sezonul trecut de campionat, galben-albaștri au fost scutiți de această etapă, așa că vor intra în joc pe 18 sau 19 iulie. Iulie în deplasare cu Universitatea Cluj-Napoca. Și tot afară va debuta și noua ediție de campionat. Pe 26 iulie va juca la FC Brașov. Primul meci pe stadionul Ilie Oană va avea loc pe 2 august în compania formației FC Botoșani. Cât despre derbiurile cu contracandidatele la titlu, Petrolul va întâlni acasă Steaua în etapa 8-a pe 20 septembrie și în deplasare Astra în etapa 12-a pe 25 octombrie. Anunțată ca una dintre favoritele la câștigarea principalei competiții interne, formația ploieșteană ar trage foloase și dacă ar cuceri Cupa Ligii. Liga Profesionistă de Fotbal pune la bătaie premii în valoare de 1 milion de euro.